povestit că ați fost la un pas să fugiți din România sau să plecați din România. Da. Nu v-ați gândit niciodată să rămâneți în străinătate? Niciodată, niciodată? De ce? Eu nu puteam să stau, mai mult de 10 zile nu puteam să stau afară. Intra singur. Cum? General, nu putea să fie soția, copiii? Păi nu, nu, și de asta și aveam, nu prieteni, că prietenii erau la volei, dar nu suportam. Au belele cu astea. Păi am întârziat odată în Franța, atunci când am pierdut cu 3-2, Cupa Campionilor, pierde cu Bertin sau unde am jucat. Dar ne-am dus pe, aveam pe unul Băroi, Părfane. Și bă, o tâmpenie, erau, stătea la pensiune, Dumnezeu, Paris. Și erau în Franța, 500 erau, Paris. Știi? Dar am luat ca și reper gara, că era gara de nord, ceva pe acolo. Și ne-am dus la, am văzut filmul Papillon. În Paris l-am văzut prima dată. Și mai aveam până la masă seara. Și zic, bă, Fane, hai să mergem să ne uităm. Am ajuns la vitrinele cu trofee, cu gagici. Ne-am tot uitat, când am uitat vreo 3 ore am întârziat. O caută tata acum hotel, pe l-am întrebat pe ea, dădeau ea din număr. Fane zicea că știe franceză. A fost râsul lumii. Era șeful clubului, normal, și securist și tot ce după noi. Și tot, bă, Fane, fi țară franceza de râs, că de n-ai trăit și... Era o piață mare, așa, și un negru care dirija pe acum, ăla, băi, nene, unde e gara de nord? Ăla se întoarce, zice, isi. Era aia mare de la... N-auzi, de aici știu unde să... Ne-am dus și era un hol, ne așteptau. Deci șeful clubului, ți-am zis, mă, că nu rămâne asta. Povestea între ei, știi? Ne luaseră, zicea pașaportul în situații de-astea, știi? Ne lua, adică. Și n-am fost, nu... Mi s-a oferit în Belgia ce îmi doream eu, când am luat Cupa Cupelor. Era o familie cu 2 gemeni și acum mi-au trimis poze, mi-au dat poze și astea. Făceau volea mici. Eu acolo am greșit în turneul de 4, deci în 3 meciuri, am greșit 3 meciuri, 3 mingi. 3 mingi în 3 meciuri, atât am greșit. Eram în vână. Și aia erau tot după mine, familia aia. Am stat la o... cămin de copii de ăștia cu probleme. Erau plecați nu știu unde, arăta mai bine decât multe hoteluri de la noi. Living de la mare. Și tot după mine, tot povestea, nu, mai știam rusește, în rest, ciuciu. Și îl chem pe Oros, pe capitanul de echipă, știa vreo 6 limbi. Termina filologia cu 10. Cred că acum știe mai multe, că e prin Spania de vreo 20 și... Deci, bă, oră, să ai mă încoace, că mă vor ăștia să... Cred că să rămân și nu știu ce. Hai, mă, să povestim. Noi așteptam că juca... Steaua juca Cupa Campionilor tot în Belgia. Și să facem Supercupa. Am tras noi o șpriță așa și a doua zi ne-am dus la antrenament. Fără probleme, dar cu asta, cu plecatul. Deci, băi, dacă îmi îndeplinesc 2 condiții... Am rămas. Ia zi-mă, nebună, care o e? Eu beam vin de Sâmburești în perioada aia. Zic, bă, vin de Sâmburești la sticlă de sfert era. Și mici. Că la Dinamo erau dincolo mici, știi? Erau mici de-aia mici, toți ne știa, ne făcea niște mici. Zice, mă, îi spune de vin, ce de oricare îți aduce, de ce vrei tu. Dar ori zice, cum dracu să-i spun, mă, că eu în 6 limbi, eu nu pot să-i traduc la ăsta mici. Deci nu... Ea tot dădeau din numeri, știi? Nu, vezi, bă, că n-au. De asta nu rămân, mă, la revedere. Și am plecat. Mersi de oferte și am plecat. Deci așa a fost treaba, știi? A fost prima dată când am făcut galerie la Steaua.